Fetele alea sunt terorizate, sunt alergate de la toate nivelele, dânsul are bolnav pe toate nivelele și aici domnul profesor Craina i-a făcut un bine, a zis că îl ajută să-și interneze și pe alte secții, dar personalul este terorizat că aleargă de la un nivel la altul să facă tratamentul la bolnav și să urmărească pacienții. Vă dați seama ce înseamnă să alergi de la etajul 8, la etajul 3, la etajul 5, la etajul 4, pe unde are dânsul tot felul de pacienți, printr-un salon liber sau un pat, într-un salon pe care îl dă colegii dânsului. Și de aici ne mulțumim personalului faptul că ele își fac treaba, aleargă și îndeplinesc condițiile, măcar să li se vorbească frumos. Domnul Ionac a spus astăzi că ele sunt incompetente, că nu da, țin la dânsul, stres, nimeni că nu este de competența dânsului, v-am mai spus, și așa este realitatea, dânsul așa vede lucrurile. Dânsul este super, iar restul sunt plebea. Sunt ăla pe care cadă cu picioarele, analfabete, ciori și mai știu eu cum. Și sunt două fete care au plecat, vă dați seama, asta, două sunt în urma căreia a mai plecat una. 27 de paturi alocate de Ministerul Sănătății, chiar de pe timpul când dânsul era managerul spitalului. Câte? 27 de paturi. Deci, că are numai 27, asta nu-i vina nici a managerului actual și nici a personalului cu care lucrează. Dânsul trebuie să facă în așa fel încât să-și interneze pe secție doar cazurile care i se atribuie, adică în specialitatea dânsului, nu și de chirurgie generală. Deci dânsul operează tot ce se poate. Eu sunt de acord că lumea a auzit că dânsul este un profesor extraordinar și adevărat, așa este, dar nu, dacă nu are spațiu, nimeni nu îl obligă să interneze, mai ales dacă nu sunt urgențe. Dânsul trebuie doar în urgențele să interneze, să opereze în sala de urgență urgențele, nu să vină cu cazuri din programate să le facă urgență în sala de operație. Pentru asta a fost scandalul.